Pe DN18 în Pasul Gutâi au început lucrările de îndepărtare a arborilor identificați în pericol de prăbușire. Circulația rutieră nu va fi închisă, transmit autoritățile, care îi îndeamnă însă pe șoferi să fie atenți și să respecte anumite restricții care se pot impune pe anumite porțiuni de drum pentru perioade scurte de timp. Prefectura Maramureș mai anunță că pe toată perioada lucrărilor, circulația rutieră va fi dirijată de către angajații secției de drumuri naționale Baia Mare, dar și de polițiști. De asemenea, vor fi instalate semafoare și panouri de avertizare în toată zona. Am început în această dimineață, chiar în vârful Pasului Gutâi, pe drumul național 18. Sunt lucrări de îndepărtare a arborilor identificați care se pot prăbuși în condiții meteorologice nefavorabile, precipitații sub formă de zăpadă sau rafale puternice de vânt. Este asigurată circulația rutieră de către agenți de poliție, de către operatori care sunt semafoare, sunt indicatoare care avertizează participanții la trafic de aceste lucrări care se fac pe drumul național. Rugămintea noastră este ca participanții la trafic, aici ne primim inclusiv și bicicliști, pentru că am întâlnit și bicicliști pe traseu, să respecte recomandările și tot ceea ce înseamnă reducerea vitezei, circulație cu prudență aici în Pasul Gutâi până vom finaliza aceste lucrări. Perioada este până la data de 8 decembrie, dar noi te sperăm să ne mai repede pentru că dacă ne lasă în primul rând vremea, să sperăm să avem o vreme favorabilă, să nu avem ceață sau precipitații, să putem lucra și să îndepărtăm toți copacii care au fost identificați și marcați de către Direcția Agricolă și operatorul economic care a obținut contractul de exploatare. Nu se va închide circulația rutieră, tocmai din acest motiv, ca să lăsăm să circule, doar va fi restricțată pe anumite porțiuni în perioadă de 5-10 minute, cât se taie copacul și va fi îndepărtat. Oricum sunt specialiști în direcția silvică și în momentul în care taie copacul acesta cade nu în partea dinspre drum, ci înspre pădure. Durează doar până îl ridicăm de acolo cu utilajele care sunt puse la dispoziție.